Timp de o oră, peste 50 de finanțiști au protestat în fața Direcției Regionale a Finanțelor Publice Craiova. Oamenii au participat pașnic la acțiune și au dorit ca revendicările lor să fie luate în seamă de decidenți. Exact ce avem trecute pe pancarde, digitalizare, suntem pentru digitalizare, pentru impunerea autorității uniforme, sunt colegii de la antifraudă, aici avem telefoane personale. Salarii mai bune. Angajatorul să fie mai responsabil. Servicii în finanțe lucrez din 90 și ca acum parcă n-a fost niciodată, așa, în ce sens? Condiții de muncă, nici scaune nu avem, nici hârtie să copiatoare, nu avem mai nimic. Salariile bine la inflația care o știți foarte bine. Solicităm condiții de muncă decente. Solicităm reechilibrarea veniturilor din finanțe, fiindcă există diferențe mari între angajatorul central cu salariile din local. Ne dorim condiții de muncă corecte, inclusiv din partea de igienă. Nu avem, ce să zic, avem băi insalubre, avem birouri nerenovate de zeci de ani. Organizatorii protestelor spun că aceasta este o primă etapă. În cazul în care nu vor fi luați în seamă și nu vor fi chemați la masa tratativelor, vor putea trece și la alte mijloace de protest. Dacă nu va fi acest dialog, ne vom consulta colegii din țară și vom trece la etapa a doua a acțiunilor de protest, așa cum prevede legea dialogului social, legea 367. Trece la greve. Nu este exclusă nici greva. Finanțiștii au pe lista de revendicări mai multe obiective: condițiile de lucru, pregătirea profesională, corelarea fișelor de post cu realitățile activităților desfășurate, sisteme informatice și structuri IT, finanțarea defectuoasă a activității profesionale, discrepanțele salariale și lipsa unui statut al finanțistului.